În etapa a cincea din Liga a doua la fotbal, Săgeata Năvodari va juca în deplasare cu CF Brăila. Meciul este programat duminică de la ora 13 pe stadionul municipal din Brăila. Gazdele vin după un joc epuizant disputat miercuri în Cupa României și câștigat la loviturile de departajare împotriva celor de la Viitorul Constanța. Acest aspect poate fi favorabil elevilor antrenorului Aurel Șunda, care caută reabilitarea după cele două remize consemnate în ultimele două meciuri. În mod logic, năvodărenii vor fi mai în formă la această confruntare. O victorie obținută pe malul Dunării ar fi ca un balsam pentru moralul dobrogenilor și ar plasa echipa în rândul pretendentelor cu șanse la promovare. Pentru Săgeata urmează două etape în care nu va juca și este important să acumuleze puncte pentru a nu coborî în clasament. Înaintea meciului de la Brăila, oaspeții ocupă locul 4 cu 8 puncte din 4 partide, iar gazdele se află pe poziția a 6-a cu 4 puncte după doar două meciuri disputate.